Haideți să vă spunem noi ce vor oamenii, dacă dumneavoastră nu știți. Și nici nu aveți de unde să știți, căci vă ascundeți după umbrele, antiglonți și limuzine blindate. Oamenii vor să fie pedepsiți hoții. Oamenii vor să plătească impozite pentru a beneficia de servicii educaționale și medicale de calitate, de salarii și pensii decente, nu ca acești bani, munciți onești, de ei să ajungă în buzunarele voastre. Prin introducerea sistemului uninominal, Plahotniuc vrea un singur lucru, să se mențină cu orice preț la putere. Chiar cu prețul libertății și bunăstării noastre. Cum? Prin coruperea deputaților aleși în circumscripții uninominale. Tot instrumentariul aflat la îndemâna lui Plahotniuc, poliție, procuratură, justiție, fisc, vamă și multe altele, va fi pus în funcțiune pentru a determina deputații aleși în circumscripții să se alăture Partidului Democrat.